Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună o rețetă simplă, gustoasă, ieftină, ușor de făcut, o rețetă pentru începători, negresă, de post, cu gel. Este rețeta numărul 3000 de pe blogul meu. 10 ani de blog, 3000 de rețete publicate. Haideți să vă arăt ce folosim. Am măsurat totul cu cana, dar vă spun și în grame. Am folosit o cană de genul acesta de 350 de mililitri. Vom folosi o cană de apă, 350 de mililitri. Jumătate de cană de ulei, 150 de mililitri. Am și cântărit. Două căni de făină, atât căni rase, 400 de grame. O cană de zahăr, 250 de grame. Zahărul e puțin mai greu. 3 linguri de cacao, 300 de grame. Eu folosesc o cacao neagră neîndulcită. 5 linguri de gem de casă. Este un gem amestec, caise și piersici. Cam 3 sferturi de borcan de 370 de grame. 50 de grame de nucă pentru decor. În loc de nucă puteți folosi nucă de cocos, bombonele sau să lăsați simplu. Esență de rom folosesc eu. Puteți folosi vanilie sau ce altă aromă doriți. Și un pliculeț de praf de copt, 10 grame de praf de copt. Atât. Haideți să vedem cum se face. Mai departe, într-un castron punem apa, uleiul, romul. Eu am aici cam 2 linguri cu rom, gemul, un gem subțire, să nu fie un gem foarte gros, zahărul, amestecăm bine, făina, praful de copt, cacao. Ce este uscat? Ce este uscat, punem totul odată. Amestecăm. Nu batem nimic, totul se amestecă la mână, este un aluat extrem de simplu. Nu uitați să dați drumul la cuptor înainte să începem prepararea aluatului. Cuptorul se setează la 160-170 de grade, cu sau fără ventilație, foc sus jos la cuptoarele electrice, la cuptoarele pe gaz, un foc mediu. Așa arată aluatul. Este un aluat de chec moale, curgător. Mai gros decât aluatul de clătite. Atenție, să nu fie foarte subțire. Am pregătit o tavă cu dimensiunea de 30 pe 30 de centimetri, tapetată cu hârtie de copt. Dacă nu aveți hârtie de copt, ungeți tava cu ulei și tapetați cu puțină făină sau gliș. Punem aluatul în tavă. Nivelăm suprafața. Și deasupra eu voi pune nucă măcinată. Mergem acum la cuptor. Coacerea durează aproximativ 50 de minute, în funcție de cuptor. Nu deschidem cuptorul în primele 30 de minute, sub nicio formă. Cuptorul este deja încălzit. După 30 de minute ne uităm prin geam, vedem dacă este bine prăjitura, apoi palpăm puțin deasupra ca să vedem dacă este suficient de bine coaptă. Dar nu deschidem cuptorul înainte sub nicio formă, pentru că nu o să mai crească. Poate să dureze 45 de minute, 50 sau chiar o oră, depinde de cuptor. Coacem bine prăjitura fără să ne grăbim. Am lăsat prăjitura 52 de minute, atât a durat coacerea la mine. Facem proba cu scobitor, pur și simplu este foarte, foarte bine. O lăsăm la răcit și apoi o tăiem.
Acrăpatici colo, nu vă speriați, aceste crăpături sunt normale la prăjiturile acestea care au praf de copt. Ca și la chec. E în regulă. Am tăiat negresa. Este senzațională, se taie foarte ușor după răcire. Dacă o tăiați când e caldă, riscați să se sfărâme. Veniți mai aproape să o vedeți cum arată. Se vede, da? Este foarte, foarte pufoasă. Are o textură ușor umedă. O să și gust. E grozavă. Este minunată. Explodează cacaua. Parcă mănânci o ciocolată din aia de foarte bună calitate. Nu are gust intens de ulei. Nu e grasă. Nu-mi plac rețetele acelea care conțin foarte mult ulei. Nu are zahăr în exces. Nu este foarte dulce. Că în loc de zahăr, vedeți că puteți folosi și îndulcitorul recomandat de medic. Nu este niciun fel de problemă. Se simte romul. Are o textură ușor umedă și nu este înnecăcioasă. Din același aluat se poate face și blat de prăjitură sau blat de tort, se pot face brioșe, nu musai de post. Puteți folosi orice fel de cremă sau un gem și faceți imediat o prăjitură sau un tort delicios. În loc de apă minerală, se poate folosi apă de la robinet, sau lapte vegetal, sau un suc de fructe, sau zeamă de compot, sau, dacă nu țineți post, lapte. Pur și simplu, lapte. Este delicioasă rețeta, foarte, foarte ușor de făcut, foarte ieftină. Eu o fac și când nu e post. E minunată. Sunt Gina Bradea. Îmi plac rețetele simple și gustoase. Nu mă complic să umplu totul cu chimicale. Vă puteți abona la acest canal dacă vă plac rețetele mele. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. La revedere!